Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent, Descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în Zodia Berbec, astăzi vom face Berbec pentru săptămâna 18-24 decembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept și să vedem. Dragul meu, Berbec, ce vine către tine în săptămâna 18-24 decembrie, la ce să te aștepți în această săptămână frumoasă de iarnă? Berbec, lăsarea în urmă, iertarea. Poți fi propriul tău cavaler, prințese și. Justiția divină se face, vine către tine o corectitudine, lăsarea în urmă a tot ce ți-a îngreunat parcursul existenței tale. La capătul setului de cărți ai uh, furtună. Orice uragan care vine are și un sfârșit. Aici tu ai rămas ferm în fața credințelor tale. Este uragan, este furtună, totul este un dezastru vine uraganul, dar corona de pe cap nu ți-a căzut. Mergi în credința ta și rămâi drept în fața credințelor tale, pentru că orice uragan are și un sfârșit. Haideți să vedem, dragilor, aici iertarea, ierți. Tot ce a fost, faci pace cu trecutul tău și cu tine, cu sufletul tău, cu credințele tale. Faci curățenie pentru că ești în măsură să știi ce este bine și ce este rău pentru tine, poți fi propriul tău cavaler, poți să te reinventezi și poți să faci ca lucrurile să fie bine pentru tine. Aici ai un bagaj din trecut pe care trebuie să-l ierți, să-l accepti și să-l lași în urmă. Aici se face justiție corectă, justiție divină. Vedeți, această doamnă face curățenie în Triază hainele care nu îi mai trebuiesc, care nu-i mai vin, și face curățenie, lasă acest dulap gol sau doar cu lucrurile care îi mai sunt bune, justiția vine, e corect, e bine. Sabia este în jos, ați făcut pace cu trecutul. această săptămână vine cu multă bucurie în suflet. Haideți să vedem și de aici, pentru perfect, 18-24. E frumos aici, la tine în suflet, faci curățenie și lași atașamente, lucruri care te-au îngreunat în urmă. Le conștientizezi, cele care nu-ți mai sunt de trebuință. Trei de monede, regele, de bâte, tot justiția. Regele și regina de bâte, wow, opt de bâte și un cinci de monede dragul meu berbec, aici, lași repede în urmă o tristețe, un abandon și lierți acest trecut care ți-a adus în tristare, care te-a lăsat într-o goliciune a sufletului. Pentru că se face justiție divină, pentru că totul se echilibrează în viața ta aici, clepsidra s-a scurs. Este timpul pentru reinventarea ta și muncești la acest lucru. În viața ta vine o persoană, tot în zodie de foc. Este cuplu divin perfect, regele și regina de băte. A ieșit în propria citire. Este o săptămână superbă pentru Berbec. Lăsarea în urmă a trecutului, rebalansarea vieții tale și deschiderea unui nou ciclu de viață, repede, curat, frumos, cinstit, justiție. Vreau să văd la capătul setului de cărți, aveți asul de monede. Orice început, vreți, în orice domeniu, se poate în această săptămână. Lăsând în urmă acest bagaj care l-am văzut și aici. Acest bagaj din trecut. Unde ați suferit, unde ați stat, se cere iertare, se cere vindecare, se cere lăsarea în urmă, a tot ce nu mai aveți nevoie. Este o săptămână de reinventare pentru Berbec. O săptămână în care poți munci la visul tău. Din prima zi a săptămânii, aici începi ceva frumos. Vine către tine un suflet pereche, cum am spus leu Berbec sau săgetător. Este această persoană care vine acum către tine. Cuplul perfect, regele și regina. Între voi 3 de monede și opt de bute. Este rapid, este intens, este o frumusețe. Pentru Berbec, în această săptămână se face justiție divină, se deschid noi căi pentru reinventare, pentru accesarea dorințelor tale aici probabil pe această lună nouă, care este tot în tot într-o zodie de foc, ți-ai pus intenții noi, ți-ai chemat sufletul pereche, iar sufletul pereche ajunge în viața ta în această săptămână magică, orice ai fi trăit aici, ai înconjurat totul cu iubire. Și ai făcut curățenie în sufletul tău, în viața ta, în jurul tău. Furtuna s-a încheiat, coroana ți-a rămas pe cap, ai devenit rege, regină, iar acum vine sufletul pereche care este tot un rege, tot o regină. Vine în această săptămână. Dacă ești într-un cuplu, relația ta se reinventează, merge la un alt nivel. Dacă ești căsătorit și ai uh, avut o perioadă mai dificilă, lucrurile acum devin clare. Știi ce ai de făcut închizi trecutul, îl ierți, îl vindeci și mergi cu sufletul deschis mai departe. Dacă ești o persoană care îți cauți sufletul pereche, care îți chemi sufletul pereche în această săptămână, întâlnește acea persoană menită, este corect, este onest, este cinstit față de tine. Aici ai avut în trecut o relație grea. Cineva te-a părăsit, te-a abandonat sau tu ai făcut acest lucru și gol ți-a rămas sufletul, o goliciune în suflet. Este cartea dorului. Ți-a fost dor, chiar dacă ai plecat tu, ai plecat din anumite motive. Nu pleacă nimeni fără niciun fel de motiv. Aici a fost o tristețe mare, o melancolie pe care acum trebuie să o vindeci și să o lași în urmă, acel bagaj, o reinventare, o rebalansare a vieții tale. Aici se deschide un ciclu nou al vieții tale. Tu cu o persoană. Menită să fiți împreună pentru că este cuplul divin și este zodie de foc. Este regele și regina de băte, cu multă onestitate, sinceritate și corectitudine. Poate fi o persoană din domeniul unde activezi tu de la serviciu sau din grupul tău de prieteni. Poate fi o persoană apropiată, un prieten mai vechi, un prieten care acum se îndreaptă cu pași repezi către tine și îți declară iubirea. Aici începe ceva, este doar începutul a ceva nou, frumos, proaspăt. Un nou început pe orice plan. Poate fi chiar și în carieră aici. Un nou job, un nou serviciu creativ, cu multă pasiune îl faci. Sau un suflet pereche care se îndreaptă către tine și se îndreaptă grăbit în această săptămână magică. Dragul meu berbec, Aici, nopți nedormite, multe gânduri care te-au sabotat și ți-au stopat venirea acestui suflet pereche, pentru că ai suferit mult. Ai, Te-ai simțit cu 10 săbii înfipte în spate, orice ți s-ar fi întâmplat, ai fost rădat, ai fost mințit, ai fost părăsit sau cum am spus, ai părăsit pentru că nu ai mai putut rămâne în ceva ce trebuie iertat dacă trebuie iertat, înseamnă că ți-a îngreunat existența, înseamnă că te-a făcut să suferi. Și atunci ierți în această săptămână, ai această putere în această săptămână să te reinventezi, să te ridici de aici, după ce ți-au fost înfipte 10 spade în spate. Gândurile încetează, gândurile care te sabotează, te tot gândești la tot ce a fost și tot revii în acea energie. Las-o în urmă, iar to, accept -o și mergi cu sufletul deschis mai departe doar cu ce ți-a mai rămas aici, în acest dulap. Hainele vechi, mici, mari care ți-au rămas trebuie să le lași să aparțină trecutului și acum te reinventezi. Îți cumperi o hăinuță nouă sau porți ce ți-a mai rămas și îți vine. Ce îți vine ție foarte bine și te reinventezi. 9 și 10 de spade se închide acest ciclu karmic greu. Această suferință care ți-a lăsat un gol în suflet. Aici se repară. Bucăți din sufletul tău le pui la loc și te reinventezi, pentru că aici este asul de cupe. Asul de cupe este un nou început în iubire frumos, așa cum trebuie. Aici este un cinci de cupe. Trebuie să lași în urmă regretul, laptele vărsat, nu-l mai poți aduna. Trebuie să rămână în urmă, să-l accepti, orice ți s-ar fi întâmplat aici. Ce vine acum în viața ta este o frumusețe, este o corectitudine, meriți. Meriți să fii propriul tău cavaler, meriți ceea ce îți dorești tu ce manifesti. Manifestați, dragilor, acum la lună nouă tot ce vă doriți pentru că aveți posibilitatea să lăsați în urmă vindecat trecutul. Lăsați în urmă, iertați și mergeți mai departe cu brațele deschise pentru că în fața voastră apare un suflet pereche, apare o nouă oportunitate mare, un as de monede și un as de cupe. O frumusețe pentru Berbec această săptămână. Este foarte clară citirea. Lași în urmă ceva vechi, dureros, 10 de spade și mergi către un as de cupe, către un as de monede. Renunți definitiv la ceva greu. Prieteni și colegi. Persoana poate fi din cum am spus, grupul tău de prieteni sau din, dintre colegii tăi de serviciu, persoana care se îndreaptă acum către tine, este o uniune, va fi o trecere la nivelul următor a relației, a vieții tale. Faci pasul următor către o nouă eră, către un nou destin. Începe acum să-ți scrii un nou destin. Ești optimist și rămâi optimist pentru că este o săptămână abundentă care poate să-ți aducă, să-ți deschidă noi căi, noi oportunități pe care să le vezi. Aici este multă abundență în această carte. Trebuie să rămâi optimist, să te reinventezi și să lași în urmă trecutul ca să poți face loc persoanei menite să ajungă în viața ta. O săptămână foarte frumoasă pentru berbec. Vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!